ce nevoi te împing spre locul acesta. Dar textul din ziua de astăzi încheia cu primirea. Primiți-vă unii pe alții. Cum a primit Hristos? Cum a primit Domnul Iisus Hristos? Ne rugăm imediat. Cum a primit Domnul Iisus Hristos? E atât de cunoscut textul acesta, dar e atât de important că învățăm adevăruri necesare pentru sufletul nostru. Primirea. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, e arătarea Domnului Iisus la Marea Tiberiadei. Frații vorbeau despre Petru, despre ucenici că au plecat, l-au abandonat pe Domnul Iisus. Și acum urmau să se întâlnească și Domnul să le facă primirea. Să le facă primirea Domnului Iisus. Și cum spuneau frații, putea să spună, poate eu începeam să spun așa, chiar dacă din politețe nu le-aș fi spus să sunteți niște lași, poate le-aș fi spus, n-ați fost consecvenți, să sune mai dulce, dar minte tot așa gândeam. Se întâlnește cu ei, ei care toți l-au abandonat, toți l-au părăsit, toți au plecat. Și se întâlnește și se uită la ei și sigur ei se uită la Domnul Iisus. Ba Petru o face din nou de neînțeles. Domnul i-a spus, te voi face pescar de oameni. Și el spune, aici el dă tonul. Simon Petru a zis, eu mă duc înapoi la pește. Asta însemna iar o călcare a chemării care ți-a făcut-o Domnul Iisus. Eu mă duc din nou. Și șapte au spus, șase încă, pe lângă el, șapte îi găsim aici că pleacă la pește. Cum să le spui la niște ucenici cu care ai umblat ani de zile și ți-au fost aproape, au văzut minunile, ai stat cu ei la masă. Ba unul spunea că te iubește atât de mult încât a spus, lasă-mă să-mi las capul pe pieptul tău. Cum să le spui când toți s-au plecat? Câte epitete nu am fi spus noi? Primiți-vă unii pe alții, cum a primit Domnul Iisus? Auziți cum a primit? Domnul Iisus se uită la ei și spune, versetul 5, copii, le-a zis Iisus. Primul adevăr în primire menționez, Domnul le menționează din nou identitatea. Le menționează din nou identitatea. Cum ne-ai spus? Copii, pentru mine sunteți tot ai mei. Pentru mine sunteți tot copii. Ați plecat, m-ați abandonat, unii ați spus că niciodată nu m-ați cunoscut. Eu menționez din nou, v-am păstrat identitatea. Sunteți copii ai mei. Iată-te la cină astăzi. Poate nici nu-ți dai seama cum ai ajuns la cină, că ți-e conștiința încărcată. Lasă-mă să spun, Domnul vrea să-ți menționeze încă o dată identitatea copila lui Dumnezeu, fiul al lui, răscumpărat al lui, cel pentru care a plătit preț atât de mare. Unde mai găsești atâta har, atâta bunătate, atâta dragoste? Slăvit să fie numele Domnului! Primul lucru când primește, le menționează identitatea. Doi, Domnul Iisus le împlinește nevoia. Aveți ceva de mâncare? Că totdeauna tata și mama, când vin copii, spune tata și mama, nu vi foame? Nu vi foame? În Evanghelia după Luca, în capitolul 15, în acel frumos și cunoscut text, s-a sculat fiul cel mic și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui, l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis, aduceți repede haina cea mai bună, îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget
și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Și apoi continuă, căci acest fiu al meu, tatăl întâi a venit cu dovada faptelor și a spus, întâi să-i ofer și apoi îi spun fiul meu, pentru ca să știe că identitatea lui nu este schimbată și îi cunosc nevoia. Are nevoie de haină nouă, are nevoie de încălțăminte, are nevoie de recunoaștere, are nevoie de hrană. Așa a făcut Domnul Iisus cu ucenicii. Le-a cunoscut nevoia. Aveți ceva de mâncare? Nu. Cât timp voi ați fost plecați, eu am pregătit. Am făcut focul, am pus pâinea și pregătit peștele. Pentru toți copiii lui, de mii de ani, arde focul Duhului Sfânt. Și Domnul spune, arde focul încă pe altar, vino! E pâinea care este Domnul Iisus oferită! Și peștele care simbolizează felul de a proceda Domnul, de a face minuni, că unde găsești pești în Biblie, Domnul a făcut minuni. Cum ne-a primit Domnul? Întâi menționându-ne identitatea. În al doilea rând, nevoia noastră împlinind-o. Și în al treilea rând, iertându-ne greșeala. Nu amintește absolut nimic aici despre greșelile care le-au făcut fiecare, nimic. Și vă citesc un verset din Epistola Apostolului către Evrei, capitolul 8, versetul 12. Începe, punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot. Domnul Iisus Hristos este acesta și se încheie așa capitolul, versetul 12. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Amin. Cum primește el? 1. Menționând identitatea din nou. 2. Împlinind nevoia noastră. Și 3. Iertând nelegiuirea și fără de legile și nu-și mai aduce aminte de ele. Așa ne-a primit El. Așa i-a primit El pe cei care i-au întors spatele. Ce zi frumoasă! Ce masă binecuvântată în care ți se spune, ești primit. În același timp, ne învață pe noi. Așa să vă primiți voi unii pe alții, menționând identitatea. Tu nu-i spune fratelui tău, nu mai ești niciodată frate cu mine. Dacă Domnul Iisus ne-a învățat cum să primim, haideți să primim pe frații noștri. Mi-amintesc la cateheză un tânăr care s-a botezat, mi-a spus în felul următor, așa am fost de deranjat și de revoltat. Eram la balcon și era lângă mine un frate care totdeauna îmi spunea, tu iară faci deranj, tu iară te joci cu telefonul. Și într-o zi n-a mai fost fratele acela lângă mine și a venit un alt frate și fratele a spus așa, tu ai fost unul care ai făcut deranj, dar așa e că vrei în continuare să nu mai faci deranj, așa e că vrei să te schimbi. Și tânărul acela, când a auzit aceste cuvinte, a luat o altă atitudine și a spus, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu m-a cercetat, l-am primit în inima mea și n-am mai făcut ce am făcut înainte. Și a cerut să fie botezat. Ce frumos să primim ca Domnul Iisus, să învățăm atitudinea aceasta. Și în al treilea rând spuneam, fără să amintim greșeala, fără de legea, nelegiuirea, pentru că Domnul așa a procedat. Haideți să învățăm și atitudinea aceasta de a ne primi unii pe alții. Suntem la masă și la masă învățăm și atitudinea aceasta. Fie tuturor să ne fie de folos adevărul lui Dumnezeu. Amin.